Bine v-am găsit, stimați telespectatori, 3 ianuarie 2024, este ora 20:30. Sunt singur în clădirea asta, de unde înțeleg că azi nu prea am văzut unul sau doi, ceea ce înseamnă că la multinaționale se trăiește bine. Și încă o dată, vai ce comunist era. Ce om de stângă, cum tinerii care munceau de Revelion, de Crăciun, nu muncește nimeni. E o pustietate în București, probabil că așa vor începe pe luni. Apropo, am văzut că numai mâine e ședință de guvern. Doamne, totuși, eu vreau să văd un politician român, unul, care de Revelion și de Crăciun stă în țară. Sau, uite, eu în locul lui Ciolacu, eu m-aș fi dus a doua zi pe întâi la guvern. Sigur că nu am sec, nu se aduc și secretară. Mai ce așa, de-al dracului. Băi, e întâi, mai să muncesc și eu. Na. Ciolacu a dispărut. Toți au fost în Bahama, pe plaje, ținuturi calde, da, ca și păsările călătoare. Numai că păsările călătoare nu s-au întors la serviciu și nu sunt politicieni. Da. În seara aceasta a trecut pe la mine Aristotel Bunescu, este colaborator, inutil să spun că ne știm de la pe vremea scânteia internetului, este unul dintre cei mai buni colaboratori extern, dacă nu e vorba de colaborator, este cel mai bun. Și domnia s-a trimisese când eram la Sinaia un mesaj, trec pe la noastră pe la birou. Și am răspuns, numai luni sunt, că suntem București. Asta este. Și m-am trezit cu el și mi-a făcut cel mai frumos cadou pe care cred că mi l-a făcut cineva în post-decembrism. Fie de împlinirea 75 de ani, fie de Sfântul Ion, fie de Crăciun, fie de Revelion. A pus la cale, deci a aranjat, a muncit pentru asta, un calendar. Ia uitați-vă. Așa, vedeți, calendar, Maestru Ion Cristoiu. Am ajuns și calendar. Apropo, cred că există o expresie, te uiți ca mâța la calendar. Înseamnă, dacă îl duc acasă luțonții, cred că el se va uita ca mâța, adică nu va înțelege nimic. Așa, bun. Haideți să vedem aici, este foarte frumos. El, Aristotel Bunescu, nu a comandat și niște fotografii. Hai să vedem pe fiecare lună. Ianuarie este această fotografie. O recunoașteți cu Sandra Stoicescu. Nu Ion, el mi-a făcut o surpriză, el a ales pozele. Așa că să nu se supere unele persoane dacă nu vor fi. În februarie este eu prezent la 3x3, la canalul 33 Ro. Mâine înregistrez și mâine seară voi fi prezent cu niște... În 2024, până acum n-am fost prezent în emisiuni, voi fi prezent la un post de televiziune. Ia să vedem, chiar să... Trebuie să scuip, că nu știu cum. Așa, să dăm încă o filă. Deci, în martie sunt eu cu Marius Tucă, da? Ce surpriză îi face la Marius Tucă plăcută, da? 2 martie, da? În aprilie eu cu Denis Selifai. Da, este și un calendar neprețuit pentru care multe vedete, nu pe mine. Aici eu cu Elena Udrea. Este singura gazetăriță, nu, singura politiciană prezentă acum. Ar trebui să-i spună cineva. Este celebra fotografie când am făcut eu la sfârșitul unei emisiuni. Nu era arestat, era încă politiciană. E și acum, da, era încă de militar. Și m-a rugat la sfârșitul unei emisiuni TV la B1 să facem o poză. Am făcut poza, ea l-a pus pe internet, de atunci de câte ori cineva o înjura pe Elena Udrea, mă dă deci pe mine. Pe ideea că și eu sunt de balaș. Hai să vedem acum iunie.
Aici sunt eu, nu știu unde, cred că îmi dădeam un interviu. Uite, aici sunt eu acasă, da? Hai să vedem, iulie. Sunt cu... Uite, foarte frumos aici, cu Ionuț Cristace. Ion Cristo, o lecție de istoria presiei, nu dau seama. Cred că a fost la TVR, după partea de producție foarte bună, chiar că am fost la TVR, era... Așa, aici, să știți că eu, președintele României, nu sunt. El a făcut, da? Așa. Și eu, păi, nu cred că era bun președinte. Nu, no. Păi, las că Dumnezeu. În primul rând, că și a avut tot timpul nostalgia asta, băi, eu pierd timpul cu România asta în loc să stau în bibliotecă, da? Iată o altă, deci, în septembrie, poze, nici nu știu de unde Dumnezeu era poza asta. Unde am făcut-o, mă? Formidabil. Eu, uite ce, eu eram, nu știu, ultimul nu fi găsit, chiar că o poză nemaipomenită, da? Septembrie. În octombrie, hai, hai, în octombrie. Asta este celebra mea poză. Cred că era, asta chiar că e o poză în care arăt bine, dar era mai tânăr, da? Și noie, octombrie, noiembrie. Unde eram? Că aici eram undeva în mod solemn, că aveam haină, da? Și decembrie, Ion Cristoiu blocat pe YouTube, este emisiune cu Cristache, dar cred că la prima neza. Deci, stimați telespectatori, e o bijuterie, pentru că nu-i vorba că sunt fotografiile mele, dar că sunt fotografii de multe vedete din România. Și cu ocazia asta poate vor afla și ele că au trecut... Au, nu, este prima dată când vedete ale presei sunt prezente într-un calendar. Mă rog, sigur că e vorba și de mine, dar sunt prezente în calendar. Deci îmi mulțumesc chiar în numele cititorilor la Aristotel Bunescu. Repet, este genul de cadou care a presupus inspirație autorului, efort, gândire și, cum să zic, și poate așa, o anumită stimă față de mine. Deci, stimați telespectatori, este ora, cât e? 20:25, 1, nu, 3 ianuarie. Nici până la ora aceasta, repet, și voi spune în fiecare seară, până pe 30 decembrie. Pe niciun site oficial românesc al internelor sau al guvernului sau al prezenției nu a fost pus textul acordului politic al României cu Austria în traducere oficială românească. O să spunem, bă, dar de ce, bă, stai puțin, că l-a dat presa. Da, stimați telespectatori, o parte din presă l-a dat, dar nu este traducere autorizată în română. O să spunem, bă, dar de ce? Păi nu, ea este o traducere făcută de cei de gazetari. Un document precum acordul acesta trebuie să fie pus pe un site oficial cu traducere oficială. O să spuneți, păi, și ce importanță? Da, este foarte importantă traducerea oficială, pentru că inițial acest text a fost în română. Nu cred că l-au scris direct în engleză, Ciolacu. A fost în română și apoi bănuiesc că a fost tradus în engleză ca să-l înțeleagă și austriecii sau Uniunea Europeană. Traducerea oficială este foarte importantă. În chestiunea teritoriilor cucerite de Israel în 1967, există rezoluția ale Națiunilor Unite, este o rezoluție care cere ca Israelul să plece din teritoriile ocupate. Varianta englezească este a acestei rezoluții este favorabilă Israelului, varianta franțuzească este favorabilă țărilor palestinienilor. Deci, încă o dată,
Poporul român nu a luat cunoștință de existența unui asemenea acord, pentru că el sigur a fost pus în limba engleză pe site-ul Consiliului Uniunii, dar nu e suficient. Pentru că țața Leana, țața Safta, de la bucătărie și neanelul, neaneluțul de la sculărie, nu sunt obligați să se duică la un site al Uniunii Europene și nu sunt obligați să știe engleză. Ei trebuie să afle de la autoritățile române. România a semnat, Marcel Ciolacu este obligat să facă în așa fel încât această variantă, acordul în limba română, să apară pe un site oficial al României. Marcel Ciolacu n-a făcut. Am înțeles, a fost plecat. Trebuie să petrec, trebuie să odihnească celul, că am muncit mult, nu ca noi. Dar mâine are această posibilitate. Doi, mâine are loc o ședință de guvern. La începutul ședinței de guvern, după vremea lui Ponta, o moștenire dezastruoasă, premierul clămpăne ceva, trâncănește ceva, vorbește ceva, în care se referă la ședința de guvern sau chestiuni, pentru că se transmite în direct de către posturile oficiale de televiziune și de radio. Ei, domnul Marcel Ciolacu este obligat, mai are mâine posibilitatea ca dimineață să pună, să ordone ca pe un site guvernamental, nu pe site, să fie pus textul acestui acord. Și în prefața ședinței de guvern este obligat să ne spună ceva în legătură cu ce l-a făcut pe el să cedeze atât de mult din independența României pentru ca noi să putem circula cu avionul, fără în spațiu Schengen. Adică domnia sa, încă o dată, este dator. Să nu, noi nu-l criticăm, dar să ne explice, bă, români, uite ce se întâmplă, sigur că noi am devenit un protectorat al Austriei, sigur că am ajuns la mâna Austriei, dar decât de el nu aveam altceva de făcut. Nu am putut decât să negociem. Nu era, cum a zis, nu știu, maestatea sa în iunie 1940. A zis, bă, aveam două posibilități, veneau rușii și ne beleau sau cedam Basarabia. Bun. Eu aștept, mâine seară voi spune, mâine seară dacă nu pune pe site-ul guvernului, voi spune în fiecare seară, până când o să vă plictisiți și noastră, el nu, că nu ține el cont de ce zic eu. Bun. Așa, stimați telespectatori, la sfârșitul anului și la începutul acestui an, două războaie foarte primejdioase pentru pacea lumii au luat o nouă turnură. Să începem cu războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina a fost ținut sub control din februarie 2022, din simplu motiv că a fost un război de poziții. Adică rușii au înaintat tac, 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 până acolo, au cucerit până în Donbass, ucrainenii s-au apărat tot tac, tac, pe pământ, și ucrainenii au făgăduit lumii, Occidentului, în schimbul armelor, banilor. Mi-a trimis Bogdan acum mesaj să citesc mai târziu. Stai puțin, ce știi ce zici? Ia să închei el cu chestiile astea. Ia să vedem. Stai puțin. Hai că e amuzant. Ghilimele, inspirat, v-am zis că Bogdan Iacob și cu mine am muncit. Eu, la mine e explicabil. Când bătrân ce fac că trebuie să muncesc, dar la el e tânăr. Inspirat de decența confortului minimalist, am păstrat din cotidianul actual doar electricitatea și apa caldă.
iar semnalul GSM și accesul la internet doar atât cât să poți anunța acasă că ai ajuns cu bine într-un loc de poveste. Și pentru a nu destrăma vraja momentului și a mediului, în nicio odaie nu s-a pomenit televizor. Ghilimele, site-ul de prezentare a firmei dacilor. Tot în acest mesaj scrie Bogdaneanu cu ghilimele. De la ce a pornit incendiul de la ferma dacilor, procurorii merg pe ipoteza unui televizor care a luat foc. Presa zilei. Chiar așa o fi prin zicea că n-au televizor. Bun. Am dat așa. Am zis că nu știa că înregistrez, că poate îmi trimitea mai târziu, dar am citit acest mesaj. Bun. Și în schimbul banilor, că ei din asta trăiesc, să spun, ei luptă pentru apărarea noastră, ucrainenii, dar în același timp, cum să zic, noi trebuie să îi plătim pentru asta, îi plătim. Și era vorba de o contraofensivă care se desfășura pe teritoriul ucrainean. La sfârșitul anului și începutul acestui an, acest război a ajuns un război aerian. Deci din războiul terestru care e ușor de controlat. N-are cum, că nu poate să vină infanteristul ucrainean să ajungă. Rusia a bombardat, repet, militaricește. Nu știu despre ce e vorba, adică sunt anumite ținte unde sunt adunări de trupe cu tare, sigur, făcând și pagube civile, nu așa de multe ca cele ale Israelului, oricum infinit mai puține. Și drept răspuns, Zelenski, ca răzbunare, a dat cu rachete pe care le primește de la Occident, de la americani, dar mai ales și de la britanici, în populație civilă din Belgorod. Este o etapă a războiului foarte primejdioasă. Una pentru că, la rândul lor, rușii, în primul rând, că duce la întărirea poziției lui Putin, pentru că înainte puteai spune, bă, sărai, puteai să duci acolo în Rusia, bă, bă, mama, băi, Matrioșa, Matușca, nu știu, Natasha, Natașca. Bă, vezi, uite, oameni de-ai noștri, sânge de-a noastră, tot slav, chiar neamul, suntem noi, cum narce suntem, ucraineni, noi ne ducem și iată, îi pânjolim. Acum, Putin zice, bă, dar o dracului, da? Asta este una. Doi, nu văd rost. Adică, în locul contraofensivei, pentru care primește, îi se vâră banii în fund, de la noi, din taxele noastre în Europeană, Zelenski, în locul acelei contraofensive, a primit bani ca să-și recucerească teritoriul. Eu văd că cu banii și cu armele alea, el de fapt e ca Hamasul. Dă cu rachete. Eu n-am spus să nu dea, dar e o nouă etapă. În aceste condiții te poți aștepta la orice, dar în aceste condiții Ucraina nu mai e victimă. Ucraina este angajată într-un război aerian cu Rusia. Poate că vrea să ajungă și la Moscova. Deci, din acest punct de vedere, și nu în ultimul rând, documente sau se strâng dovezi la Moscova și se duce și o campanie, și anume că toate aceste distrugeri din Marea Neagră sunt patronate de Marea Britanie. Deci Marea Britanie, mai mult decât America, este vârâtă până în gât în acest război. De fapt, nu atât America se bate cu Rusia, ci Marea Britanie. De ce? Că ce să facă Marea Britanie? Că oricum au probleme mari economice și atunci asta este una. În al doilea rând, o să vă povestesc, Marea Britanie are un mare interes, are un mare interes de a, vezi și Johnson, de a ține flacăra acestui război. Pentru că acest război este în defavoarea Uniunii Europene. Ori scopul Marii Britanii, după ce au ieșit, este să vâre în rahat Uniunea Europeană. Adică Uniunea Europeană, nu numai că a slăbit prin plecarea ei, dar ea trebuie slăbită tot mai mult, adusă la nivelul unei coaliții din Balcanii de Vest. Asta este interesant. O să vă povestesc cu atât această perfidă Albion. Da. Dincolo, în Orientul apropiat,
Avem, pe de o parte, o tăcere a presei, a lumii, în legătură cu masacrele la care se dedau Israelul. În al doilea rând, avem o escaladare pentru că în Israel au apărut voci la nivelul guvernului, și anume că după acest război, palestinienii să fie mutați cu forță, nu, să fie împrăștiați în toată lumea, și s-au dat și soluții în Congo, de exemplu. Pe mine nu mă miră. Eu am spus chiar de la începutul invaziei că și a, nu, că tot ce a făcut Israelul până acum, inclusiv, după părerea mea, trecerea sub tăcere, adică ideea aceasta că n-am văzut când suntem atacați terorist, a avut de scop final cel al lui Bibi Netanyahu să intre în istoria Israelului, și anume să-i arunce pe palestinieni în mare și acolo să facă din fâșia Gaza un teritoriu al Israelului. N-am nicio îndoială că este scopul, sigur. Tot ce se întâmplă acum nu mă miră. S-a întâmplat astăzi un eveniment dramatic, în sensul că pelerinajul la mormântul considerat sacru a unui general iranian omorât de americani, act terorist, a fost pelerinajul întrerupt sau de măcelărit de două bombe și s-a ajuns la, nu știu, 100 și ceva de morți. Parcă cineva are interesul ca Iranul să intre în război. În același timp, liderul numărul 2 al Hamasului, liderul civil, a fost omorât la Beirut de o dronă. Beirut este capitala unei țări zise și independent. Dacă observați, cineva are interesul, și anume Bibi Netanyahu, da? Are interesul să extindă sau să sporească flăcările acestui război. Să spune, dar de ce? Păi, în primul rând, invazia e un eșec. A trecut în deregulă, Israelul acționa rapid și așa se face până când se prinde omenirea. Ori Israelul a făcut deja 2 luni, n-a rezolvat nimic, nu erau comunicatele lor că au prins pe nu știu ce. Nu a făcut nimic. În fiecare zi, masacru pus la cale, dezastru de armata izraeliană, duce la prăbușirea imaginii Israelului în lume. Și atunci Israelul are nevoie ca de aer să spună, bă, noi nu ne batem, chiar și Bibi Netanyahu cu propriul popor, bă, nu ne batem, mă, cu Hamas. Că nu poți să spui că au făcut invazie pentru că e în pericol existența statului Israel. Statul Israel din 48 cu asta a fost agresiv. Bă, suntem puși în pericol. Vine aia marea de arabi și ne aruncă în mare și la ei. Ei, acum are nevoie de un război cu Iranul sau cu Hezbollahul pentru a mobiliza propriul popor care totuși costă și războiul ăsta și în același timp pentru a face ca marele puteri, Occidentul, America, să-i dea arme, să-l ajute, pentru că de data aceasta va spune, nu, domnule, acum ne batem cu Iranul, care dacă ne batem cu Iranul și pierdem, dispare statul Israel. Vom vedea. Da. De ce râd? Vă să râd, pentru că avem o treabă românească. România a hotărât să modernizeze mersul pe CFR, așa, cumpărând 37 de trenuri electrice de la Polonia în valoare de 480 de milioane de euro. Nu sunt nostalgic, dar sunt, cum să zic, sunt realist. Mai țineți minte că noi făceam trenuri, locomotive electrice. Acum luăm trenul de la Germania. De la Polonia, colegii noștri de lagăr fac trenuri electrice. Bun. Acest prim tren electric a fost emis unul ca să-l testăm, da?
Modern. Deci noi de 18 ani n-am mai cumpărat un tren. Acest tren electric s-a scurcitat, da? Atestare și în consecință trebuie să-i se refacă toate instalațiile. Păi, oameni buni, am luat de la Polonia un tren, da? Acum nu știu dacă cei de la Bogdan Stoica este un comentator, un tânăr jurnalist pe care îmi place, îl citesc pe PS News, foarte bun, și el zice că i-a fost de vină noi, că noi când l-am testat, Dorel, când l-a testat, l-a făcut pulvere. O și o fi. Dar oricum, nimeni din presă nu s-a interesat. Măi, care e cauza? A venit el prost sau a vărât unul, aia, piulița, să zice, aia, cleștele în priză, da. Da. Păi ce să mai vorbe? Da, s-a testat, da. Așa, da. Am vorbit aseară despre incredibila prevedere din legea subvenționării partidelor. Deci este legea numărul 334-2006 actualizată, da? În 2017, prin care partidele parlamentare primesc subvenții de la stat. Dar de ce să primească subvenții? Partidele parlamentare să trăiască din cotizații. Bun. Sumele sunt uriașe, deci noi de la buget dăm niște sume, noi plătim taxe și impozite, azi au crescut și accizele, cea mai bună șmecherie. La benzină vrei să obții, crești accizele și se duc direct în buget, da? Această și până acum, tot anul s-a făcut caz în presa noastră și pe drept cuvânt de faptul că această subvenționare, că partidele la rândul lor, invocând legea, mituiesc presa, mai ales cele două mari televiziuni, Antena 3 și Digi, care au luat locul TVR de pe vreme. Ați observat că acum TVR-ul nu mai e. Ce probleme? Adică 90, 91, au fost demonstrații, 95. Păi acum TVR-ul nu contează. Acum nu poți, nici nu mai e nevoie să spui directorul tău. Dai bani lui Voiculescu sau lui Tesari. Ați văzut, 1 milion de euro a plătit PNL-ul unui sai nenorocit al lui Digi. Bă, 1 milion. 1 milion de euro și ți un sai din pensia mea? Păi, oameni, bă, da. Și toată lumea spune, bă, care-i soluție? Păi, nicio soluție, că băieții din presă își vâră la teșcherea că și Antena 3 și Digi nu intră în concurență. Și ce înseamnă? Păi, gazete. Ziariștii știu, bă, aoleu, nu suntem, ne scade ratingul, ne scade tirajul. Dacă ne scade tirajul, regimul, nu mai avem publicitate, nu ne mai cumpără, aoleu, ce fac, nu mai scădem salariul. Nu! E pentru că primești 1 milion de euro pe un site, dai mă, ce bine trăiesc aia de la site. Ce bine trăiesc aia de la... Deci le cerem noi celor de la Antena 3 corectitudine profesională, mă luați peste picior. Păi la banii pe care îi primesc ei, ce e că mănânci cu linguriță sau cu polonicu? Te doare în cot. Ce te se întâmplă ție? Ce li se întâmplă celor care în 2014 ne tocau pe toți cei care aveam curaj să le zice, mă, dar cine-i mă ăsta, Claus? Acum aceiași ticăloși, da, mănâncă cu polonicu puncte, puncte, inversul. Îl înjură pe Iohannis. Uite că noi, eu l-am criticat tot timpul, acum am făcut și eu, m-am mai redus, că mă depășesc că e la înjurător, da? O să ajung să-l și apăr. Și, dar lucrul este foarte simplu. Este simplu, trebuie opoziția, nu știu, USR sau AUR, să, nu știu, să depună un proiect de lege, uite, useriștilor, da? Bă, dacă sunteți deștept, depuneți un proiect de lege potrivit căreia articolul 25, ce favorizează legal mituirea presei. Păi favorizează
Așa. Că aceste venituri care provin din subvenție de la bugetul de stat pot avea următoarele destinații. La punctul C, cheltuieli pentru presă și propagandă. Stimați telespectatori, nu trebuie să ni se criticăm pe aia, să-i scuipăm, să-i denunțăm pe aia de la ziariștii din presa de partid. Nu. Să se depună un proiect de lege sau să se facă o petiție pentru un proiect de lege în care să dispară punctul C. Atâta. Să rămână subvenție. Deci nu mai există cheltuielul care nu mai este cheltuiel pentru presă, în acel moment nu mai pot fi bani. Încă o dată, în fiecare seară voi spune, aștept proiectul de lege depus de USR sau, nu știu, societatea civilă să facă, nu știu, o petiție în care, în legea, articolul 25, aliniatul 1, punctul C, cheltuieli pentru presă și propagandă. Dacă scoatem cheltuieli pentru presă și propagandă, că, da, hai pentru presă, hai cheltuieli pentru propagandă, în acel moment nu mai e temei legal să mituiești presă. Deci presa în România este mituită de partide pe un temei legal. Mulțumesc, la revedere!